Salut! Astăzi vom face calamar umplut. Pentru această rețetă deosebită avem nevoie de calamar, eu am 6 bugăți, brânză feta, 300-350 de grame, roșii, 3 roșii, ardei roșu, ardei verde, ulei de măsline, fulgi de ardei, piper, sare, muștar, o lămâie pentru zeamă, pătrunjel tocat, 2 cepe mici și 6-7 căței de usturoi. Bineînțeles, pentru pasul 1 vom folosi vin alb demisec. Pentru început vom toca ceapa mărunt. Deci ceapa tocată mărunt. Tocăm și roșiile mărunt. Ardei. I-am spălat, i-am curățat de semânță, o să-i tocăm mărunt. Până atunci, nu uităm să ne hidratăm. Pasul 1. Mărunt și usturoiul. Îl presăm puțin. Punem puțin ulei de măsline și punem ceapa la călit. Între timp, tocăm brânza feta cu burețe mărunte. Ceapa s-a colorat frumos, s-a rumenit bine. Adăugăm roșiile. În 4-5 minute adăugăm și ardeiul tocat. Fulgi de ardei. Piper. Și bineînțeles, sare. După încă 4-5 minute, oprim focul și adăugăm brânza feta. Amestecăm. Și aceasta va fi umplutura pentru calamar. Din când în când, mai urmăm și pasul 1. Pasul 1. Și acum îi sigilăm cu o scobitoare. Nu am găsit calamar proaspăt, prin urmare i-am luat congelați și i-am lăsat să se dezghețe, nu am forțat dezghețare. După ce am umplut toți calamarii, punem un grill la încins, îl lungem puțin cu ulei de măsline. Și vom frige cam 3 minute pe fiecare parte. Între timp, preparăm și un sos pentru a servi acest calamar umplut. Ce vom face din pătrunjel tocat, o legătură am pus eu, 2 linguri de muștar și zeama de la o lămâie. Adăugăm sare și piper și o linguriță de ulei de măsline. Dragii mei, vă doresc poftă bună! Calamar umplut cu brânză feta, roșii, ardei, puțin picant. Poftă bună!